Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Conferința de lansare a proiectului Consolidare și Restaurare, secția de științe ale naturii și acvariu, Casa Tatovici, a avut loc astăzi la Consiliul Județean Vrancea. Astfel, monumentul va fi dotat, consolidat și restaurat pentru ca mai apoi să fie inclus în circuitul turistic. Obiectivul general al acestui proiect constă în consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric de științe ale naturii și acvariu, Casa Tatovici, în vederea valorificării patrimoniului cultural local și a identității culturale și redarea acestuia către publicul vizitator. La conferința de lansare care a avut loc astăzi la sediul Consiliului Județean Vrancea, proiectul a fost prezentat de către vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Dănuț Cristian, și de managerul de proiect, Luminița Oanele. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea implementează proiectul Consolidare și Restaurare a Secției de Științe ale Naturii și Acvariu, Casa Tatovici, în cadrul programului operațional regional 2014-2020, axă prioritară 5, îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritate de investiții 5.1, conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Contractul de finanțare a fost încheiat în data de 4 septembrie 2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondul Europene, în calitate de autoritate de management pentru programul operațional regional 2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de organism intermediar pentru programul operațional regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de beneficiar. Valoarea contractului de finanțare este de 11.589.292,38 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 11.516.821,38 lei. Contribuția solicitantului la valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferent acestea fiind de 72.471 lei. Ne dorim ca acest proiect de reabilitare al acestui edificiu important al județului nostru să fie un real succes, precum și celelalte proiecte. În mare parte, contractele au fost încheiate cu excepția procedurilor care se află acum în derulare pentru dotarea și licitizarea imobilului. Dintre activitățile proiectului, urmează să mai realizăm activități de întâlniri periodice cu dumneavoastră pentru a menționa stadiul proiectului. După ce vom avea proiectul tehnic, vom da ordinul de începere al lucrărilor, vom reda amplasamentul, iar executantul va trece la realizarea lucrărilor. După care se va proceda la dotarea imobilului cu acvarii și mai departe. Trebuie să știți că acolo noi vom avea și o expoziție de animale vii, reptile, din câte știu, reprezentanții de la muzeu o să ne dea mai multe detalii în sensul ăsta și trebuie să le asigurăm un climat specific. După dotare vom proceda la digitizarea imobilului prin scanare 3D. Vom mai avea apoi activități după recepția imobilului de prezentare, expoziții și ulterior de promovare a proiectului. Managerul de proiect a precizat că imobilul va avea și o sală de proiecție, pentru ca în săptămâna școală altfel elevii să beneficieze de predarea unor lecții de biologie direct în această secție de științe ale naturii a muzeului. Construcția în sine este foarte frumoasă, deja a aparținut unui avocat pe nume Tatovici. La intrare este o sală imensă, luminoasă, înaltă, spațioasă, de o parte și de alta sunt culoare. La subsol vom avea expoziția de animale vii, iar la etaj vom sistematiza și vom face lucrări la pod, unde vor funcționa laboratoare, spații administrative pentru angajații muzeului. Reprezentanții muzeului prezenți la întâlnirea de astăzi au spus că este un proiect pe care și-l doresc a fi realizat de multă vreme. Nu ne rămâne decât să ne bucurăm și să mulțumim și pe această cale tuturor celor implicați, o implicare cu sufletul, cu toate mijloacele care conduc spre
realizarea acestui proiect. Ne l-am dorit de mult, este necesar pentru comunitatea în care ne aflăm, va fi un plus pentru această comunitate. Într-adevăr, da, respectându-se ceea ce a prezentat doamna manager până acum, va fi ceva de care muzeul se va bucura și va fi în sprijinul și a elevilor și a adulților și tot cei care vor veni să viziteze acest muzeu. Spitalul Județean din Focșani va beneficia de aparatură ultramodernă pentru sterilizarea instrumentarului. Unitatea medicală se va număra printre puținele din țară care va avea o asemenea dotare. Anunțul a fost făcut ieri de către managerul spitalului. Prezent la inaugurarea lucrărilor de modernizare a secției de obstetrică ginecologie a Spitalului Județean Sfântul Pantelimon din Focșani de ieri, managerul unității Constantin Mândrilă a anunțat că în cel mai scurt timp va fi adusă o aparatură de ultimă generație din Germania pentru sterilizare. Este vorba despre o investiție de aproximativ 1 milion de euro și puține unități medicale din țară beneficiază de așa ceva. Peste maxim 2 săptămâni. O să inaugurăm cea mai nouă sterilizare din țară, cea mai bună sterilizare. Suntem 70% din lucrări finalizate. Deja partea de sus, de etaj, am finalizat lucrările, funcționează. Și acum lucrăm la parter, unde aparatura este venită și doar lucrăm la amenajare și săptămâna viitoare vin specialiștii și o instalează. Vreau să vă spun că costă undeva peste 1 milion de euro această sterilizare și este cea mai modernă sterilizare pe care o avem la ora actuală, nu știu în câte spitale, spunea doamna doctor Stoica, epidemiolog, mai există un asemenea model undeva la Târgu Mureș. În rest, noi am beneficiat de cea mai nouă sterilizare din țară. Vorbim de o linie de sterilizare, o linie care completă de va deservi întreg spitalul. Întreg spital. Sigur, și de regulă noi, prin contract de prestări servicii, ajutăm foarte mult și cabinetele private unde chiar au nevoie de sterilizare și avem foarte multe contracte cu foarte mulți beneficiari. Ceea ce este nou, dar o să vă spunem la momentul respectiv, avem și o formă de sterilizare rapidă, unde câteva minute îți sterilizează ustensilele chirurgicale, dacă ai nevoie să intri în sală imediat. Vineri 25 octombrie, instanțele din Focșani își deschid ușile publicului larg. De Ziua Europeană a Justiției Civile, oricine poate afla mai multe detalii despre înfăptuirea actului de justiție prin vizitarea sediilor judecătoriei Focșani și a Tribunalului Vrancea. Vizita poate fi făcută în intervalul orar 10-13. În toate țările Uniunii Europene se marchează pe 25 octombrie Ziua Europeană a Justiției Civile. Este un prilej în care se aduce în atenția publicului european modul de funcționare a justiției și de sprijinirea dezvoltării unui spațiu judiciar comun european. Printre valorile și obiectivele comune la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește domeniul juridic, se numără independența justiției, accesul la asistență juridică, simplificarea procedurilor, reducerea sarcinii excesive de lucru din instanțe, diminuarea termenelor judiciare, folosirea medierii și consolidarea procedurilor de executare a deciziilor justiției. Aceste obiective reprezintă de fapt mijloace și instrumente prin care se încearcă eficientizarea și simplificarea exercitării dreptului cetățenilor la rezolvarea disputelor private prin apelarea la instanțele de judecată. La instanțele focșenene, numărul cetățenilor care se adresează justiției pentru apărarea și realizarea drepturilor lor legitime este din ce în ce mai mare. De exemplu, la judecătoria Focșani de la începutul anului și până în prezent au fost înregistrate aproximativ 15.000 de dosare noi. Luând în considerare și numărul dosarelor înregistrate pe parcursul anului trecut, care au fost desoluționate pe parcursul anului 2019, rezultă că pe rolul acestei instanțe s-au aflat în primele 10 luni ale anului circa 24.500 de cauze. În ceea ce privește Tribunalul Vrancea, trebuie menționat că această instanță soluționează pe fond cauze de o complexitate mai ridicată decât în cazul judecătoriilor, ceea ce explică numărul mai
redus de dosare aflată pe rolul său. Astfel, de la începutul anului și până în prezent au fost înregistrate aproximativ 4050 de cauze noi. Dacă la acestea adăugăm stocul de dosare din anul precedent, care la începutul anului era de circa 3100 de cauze, rezultă că pe rolul acestei instanțe s-au aflat în primele 10 luni ale anului circa 7200 de dosare. Durata medie de soluționare a cauzelor a fost în materie penală de aproximativ 2 luni la Tribunalul Vrancea și de 4 luni la Judecătoria Focșani. În ceea ce privește cauzele din materiile non-penale, incluzând aici în materie civilă comercială, durata medie de soluționare a dosarelor a fost de 7 luni la Tribunalul Vrancea și de 5 luni la Judecătoria Focșani. Potrivit acestor date furnizate de aplicația Statis, ambele instanțe se încadrează în gradul foarte eficient în ceea ce privește acest criteriu de evaluare a activității. În acest context, subliniem că una dintre modalitățile prin care se înlesnește rezolvarea afacerilor judiciare ale cetățenilor este utilizarea sistemului informatic transmitere documente securizat. Acesta are două componente. Crearea dosarului electronic prin scanarea tuturor documentelor depuse în dosarul instanței, cu păstrarea dosarului în format de hârtie. Operațiune care permite accesul părților și al altor participanți la distanță prin internet la propriul dosar de judecată. Comunicarea electronică prin e-mail și SMS a documentelor, link-uri către cereri de chemare în judecată, întâmpinări, răspunsuri, hotărâri, către părțile care sunt de acord cu această formă de comunicare. Pentru a afla detalii despre funcționarea acestui sistem, dar și despre modul în care se realizează actul de justiție în general, vineri 25 octombrie puteți vizita sediile Tribunalului Vrancea și a Judecătoriei Focșani din Strada Republicii, numărul 96, în intervalul orar 10-13. Când instanțele focșenene marchează Ziua Europeană a Justiției, prin manifestări de tipul ușilor deschise. Noul plan urbanistic general extinde intravilanul municipiului Focșani. Astfel, noul document își propune atragerea în intravilan a mai multor zone unde au fost construite anexe a exploatărilor agricole în extravilan. Cel mai probabil, în primăvara anului viitor, noul plan urbanistic urmează să fie trimis în Consiliul Local Focșani. Primarul Cristi Misăilă speră ca până în primăvara anului viitor noul plan urbanistic general să fie trimis în Consiliul Local. Edilul a arătat că prin acest document se propune atragerea în intravilana zonelor unde s-a construit, dar la acest moment cetățenii nu pot obține niciun document de identitate pentru că nu locuiesc pe o stradă, ci pe o tarla și parcelă. Faptul că intravilanul municipiului Focșani se extinde considerabil, incluzând zonele care le știm foarte bine deja. Sunt zone în care s-au construit locuințe, dar de fapt sunt în extravilan, iar la momentul emiterii autorizației de construire s-a emis o autorizație pentru anexă gospodărească la exploatația agricolă. Ceea ce, din punct de vedere al nomenclaturii stradale, din punct de vedere al tuturor, să spunem așa, caracteristicilor de impozitare a clădirilor respective, se spune documentărilor de teren instalat, ceea ce duce la mari inconveniente în principal atunci când doresc să obțin o carte de identitate în momentul în care impozitul constată că este de 4 ori mai mare decât în intravilan. Deci, una din cerințele noastre la momentul demarării contractului de elaborare a planului urbanistic general al municipiului Focșani a fost tocmai aceasta de a extinde extravilanul astfel încât intravilanul factor, astfel încât se include în toate aceste zone cu probleme. Și ați văzut, domnul Vanit a prezentat acolo câteva zone de autorizare directă, cum ar fi cazul strada militară, unde e o zonă foarte expusă, de asemenea mai avem pe strada Vlațepeș, la fel sunt câteva zone unde sunt foarte multe asemenea construcții, care sunt, cum ai văzut, nu trebuie să ne spunem, mă vedeți, cred că este rigor, sunt zone locuite, dar, din păcate, încă figurează în intravilanul municipiului. Municipalitatea pregătește mai multe investiții pe terenurile atrase în intravilan, printre care și amenajarea unui poligon auto, care să fie utilizat de școlile de șoferi pentru pregătirea elevilor. Chiar astăzi, întâmplător, m-am întâlnit cu domnul comisar șef Pătrașcu Marian de la Serviciul de Evidență a Autorilor și Permiselor. Și la propunerea mai multor școli de șoferi, dorim să construim un poligon, de fapt o zonă în care cei care doresc să obțină permisul de conducere auto, să poată să exerseze în primele ore pentru a evita aglomerarea traficului rutier în municipiu. Deci,
practic acolo să fie o zonă de instruire pentru începători, inițială și, din câte am înțeles, legislația urmează să se modifice în sensul că se va impune obligatoriu o probă practică în poligon. Noul plan urbanistic general cuprinde și terenul pe care va fi construit noul spital. În rest, așteptăm cu mult interes acest plan urbanistic, mai ales că avem, așa cum a spus și dumneavoastră, avem un obiectiv general a județului, este vorba despre spitalul județean, care este în linie dreaptă. Așteptăm cu nerăbdare o finalizare a acestui plan urbanistic general, tocmai pentru a putea emite autorizația de construire, fără mai fi necesară parcurgerea etapelor, fără mai fi necesar să parcurgem etapele de elaborare a planului urbanistic național. Bineînțeles, o altă problemă cu care ne confruntăm și care discutam acum cu domnul arhitect șef Pădurarul este faptul că ne dorim foarte mult să încercăm să, și chiar vă rog, și cred că toți sunteți în asentimentul meu, să delimităm foarte strict zonele acestea a monumentelor istorice, protecția monumentelor istorice. Primăria Focșani anunță că focșanenii cu restanțe la 31 decembrie 2018 vor fi scutiți de penalități. Acest lucru va putea fi posibil dacă își achită datoriile până la data de 15 decembrie 2019. Primăria municipiului Focșani aduce la cunoștință persoanelor fizice și juridice că potrivit prevederilor hotărârii Consiliului Local Focșani numărul 402 din data de 26 septembrie 2019 pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local, restante la data de 31 decembrie 2018, inclusiv dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții. A toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, inclusiv administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv. B. Sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. C. Debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizie de către organul fiscal local. De debitorul depune cerere de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute de litera A și C, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect, cerul va fi acoperit. Vântul va sufla slab, temperaturile minime se vor încadra între 11 și 13 grade, iar cele maxime între 14 și 16 grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!